Am o curiozitate. Când cineva te angajează în televiziune să vorbești despre vedete, nu te întreabă și dacă poți să le pronunți numele? Artistul a filmat videoclipul noii piese pe care i-a compus-o lui Shizo Shields. Dar aș vrea să o văd pe Diana dându-i un miel lui Schizo Skills ăsta. Surprinzător fără decolteu, dar nu despre asta vreau să vorbesc, deși mereu îmi vine să vorbesc despre asta. O să-ți povestesc mai târziu cu decolteu. Când au angajat ăștia la prima să prezinți emisiunea aia cu vedete. Să știi că nu m-am dus cu decolteu la interviu. Nu te-ai dus? Nu. Altfel nu-mi explic, pentru că îmi imaginez că te-au întrebat, știi să pronunți numele artiștilor? Zic și eu, ține puțin microfonul. Ți-aduce aminte când încerca Mișu să o învețe pe blonda aia We Love to Entertain You sau taximetristul cu maimuța tu din airport? Hai să facem un exercițiu. Repetă, te rog, după mine. Schizo, skills. I know, schizo, skills. Dar ce să fac, domne, dacă și-a pus numele ăsta? Păi de ce numele? Nu mai asta, domnule, dar ție se pare normal? Știi cum ai spus? A sunat într-un mare... Da, Shizo Shields am spus. Nu se poate așa. Până la urmă ești convinsă auzi, că se spune așa? Stai să spun eu ceva. Acest Schizo Skills, așa, da, este cel mai tare rapper pe care nu-l cunoști. Parcă așa se chema primul lui album. No, păi dacă nu-l cunosc. Am citit și eu așa cum i-a venit. Mi s-a părut... Deci ești convinsă că se spune așa? Sau este se spune? Schizo Skills. Domnul, o secundă. Haideți o clipă, vă rog. Ajutați-ne puțin. Vă rog frumos, o clipă. Pentru Cronica Cârcotașilor, haideți o clipă, vă rog. Haideți o clipă. Da, mă, să întrebăm lumea, poate mă înșel eu, na. O întrebare, nu vă supărați. Ați domnul, auzit cine de... este, că eu nu știu cine e domnul. Nu știu cine cum vă, că e Cristi, mă cheamă. Robert, îmi pare. Ea e colega mea, Diana. Ați auzit vreodată de artistul ăsta, Schizo Skills, vă rog? Da. Așa se pronunță, eu o întrebare. Eu așa știu. Știți vreo piesă de-a dânsul? Nu, serios vorbesc, nu e Caterin. Fetele cu... Bine de tot. Am înțeles. Bine, vă mulțumesc mult de tot, sănătate. Sănătate, mulțumesc mult de tot. Dragi prieteni, care v-a să zic că am mai predat o lecție astăzi, draga mea, Schizo Skills. E Schizo Skills, știu. Și cum și Schizo Skills spune orașului Timișoara, Timișoara, și bănățenii nu se supără, no, nici el să nu se supere pe mine. Ar trebui să-i spui asta în față, să știi. Și o să-i data viitoare când îl vezi, dă-i și un miel. Ce mă, Șerbane, ce zici? Stați că mi se suflă în cască. Amă, nu pot să întreb, asta ești nebun. Nu eu pot am plecat, nu, stai, ori mă întrebi, ori plec. Nu pot să pun întrebarea asta, că e colega noastră. Mă rog, în fine. Întrebare de la, din partea băieților de la Cronică, pe când o emisiune topless? Nu, nu știu de ce presupuneam că mă întrebi asta. Topless? Topless, da. O să vin cu trei frunze. Cu... E bine pentru colegii mei de la Cronică. Din curiozitate, unde o să le... În locuri bine aranjate strategic. Adică pe una pe cap și două pe umbe. Nu, 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 mai așa, mai pe interior. Am înțeles. Deci, Ermane, nu rezolvăm nimic cu fata. Asta și e. Ceea ce privește decolteurile și decolteurile mele. Da, da. Să știi că eu în viața de zi cu zi nu prea umblu cu decolteu. Astăzi, în viața de zi cu zi. Nu am. Spre ghinionul meu. Deci nu am decolteu. Ea are, dar n-arată. În fine. Și la emisiune mi se pare destul de sexy decolteu, pentru că atât timp cât știi cum să-l porți, cu ce atitudine, nu este deloc vulgar. Mea. Nu, poți să mă contrazici. Decolteu și gata. Deci, mielu, când te întâlnești cu Schizo Skills, să-i dai și să-i spui în față treaba cu Timișoara, da? Pentru Cronica Cârcotașilor, Cristi Hrubaru. Pa, pa. Și Diana Bart. Și Diana Bart, na. Diana Schizo Skills, face cum să pe cuvântul meu, de ce mi-ai tras? Ah!